dau seama că mai avem o grămadă de lucruri de făcut. Eu nu știu când o să am timp să termin absolut tot și aici, din păcate, ne mai trebuie forță de muncă. Singur nu cred că o să reușesc să fac absolut tot. Nu am reușit, din păcate, să rezolvăm problema cu mașina de tuns iarbă, care este încă defectă. Veștile bune vin și aici de la grădină. N-am mai crezut că putem recupera ceva și totuși avem ceva de recuperat foarte fain și de asta ne bucurăm foarte, foarte tare. Bună dimineața, bine ați venit din nou aici la Bătania. Astăzi este destul de devreme și astăzi ne-am trezit devreme pentru că trebuie să rezolvăm o problemă foarte, foarte stringentă. Mai exact, trebuie să reparăm mașina de tuns iarbă. După cum bine știți, mașina nu mai pornește de ceva vreme. L-am sunat pe fratele meu, trebuie să vină în câteva momente și bineînțeles că dacă reparăm astăzi o să și tundem iarba pe aici prin curte. Dacă nu, va trebui să o ducem undeva la o reprezentanță, pentru că mașina este adusă din Norvegia și după ce ne-am întors din Canada pur și simplu nu mai pornește. Asta este, vedem ce avem de făcut cu ea, dar până la urmă clar este că nu putem să rămânem fără o mașină de tuns iarba. Asta e și aș vrea să mergem astăzi să ne uităm de un șemineu electric, pentru că vorba aia, vine iarna, vine în curând frigul și nu o să mai meargă cu mâneca scurtă. Între timp vi-o pus aici ceva la fiert. Hai de capul meu, astăzi o să mâncăm sarmale. Abia aștept să le degust, uite ce faine îs. 50 de sarmale avem aici. Hai să văd dacă reușesc să aprind un bec să se vadă un pic mai bine. Un pic de bulion mai trebuie pus peste ele. Hai că imediat punem bulionul și abia aștept să degustăm minunățile astea de sarmale. Sincer, chiar mi-e poftă să mănânc sarmale, n-am mai mâncat de mult. Cel puțin de când am venit din Canada n-am mâncat. Am pus bulionul, cred că mai trebuie să punem puțină apă, nu foarte multă. Sau eventual chiar să o lăsăm așa, zice Vio să îmi face semn să o lăsăm așa. Hai să o mutăm înapoi pe foc. Atât. Și să o lăsăm la fier de aici până mai încolo. Până atunci mai avem un pic de treabă. Când ziceam că am un pic de treabă, uite, asta este o slăninuță pe care o tai acum de la frigider, am scos-o, o tai și o să o prăjesc, să mâncăm puțin acum de dimineață și sarmalele astea o să le avem undeva la prânz. Dar uite ce faină e slăninuța. Asta, să știți că e slăninuță românească, făcută la Bihor. Iată, am tăiat-o și am pus-o în tigaie. Acum o să și prăjim puțin, pentru că Alex mi-a pregătit o chestie excelentă. Uite ce fain începe să se prăjească aici. Pentru că Alex mi-a pregătit deja o omletă. Uite ce frumoasă e omleta. Asta e gătită de el. Așa că asta o să meargă de minune cu slăminata de aici. Am luat aici niște pâine de salonta, ne-au mai rămas, pentru că am primit niște pâine de salonta de la niște prieteni. Și uite, o moi aici în uleiul ăsta încins. Și uite cum arată, așa de fain. Și bineînțeles că asta merge de minune cu omleta asta pe care avem și cu slăninuță. Hai să o mai înmoi așa, bine, bine, bine. Hai de mine. Nu știu câte calorii are, dar știu cum o să mănânc eu astăzi. Cam așa arată un mic dejun sănătos, zic eu. Unii ar zice că nu e chiar foarte sănătos slăninuța asta așa prăjită. Să știți că e cu toate condimentele așa puse pe ea și afumată puțin. O omletă bună și bineînțeles pâinea asta care e deosebită și muiat așa în untura aia rămasă de la slănină cum am prăjit-o, mi se pare demență. Primul efect al ploii este faptul că se reface iarba și asta e cel mai important. Hai să vedem cum arată curtea. Au apărut și, bineînțeles, cârtițele din nou. Da, asta e partea bună. Asta înseamnă că pământul e sănătos, începe să-și revină și aici ne chinuim cu mașina de tuns iarbă, încă nu i-am dat de capăt. Trebuie să îi desfacem bujia și nu avem cheie suficient de lungă să desfacem bujia. Da, stăm și ne chinuim aici de ceva vreme.
pentru că aș vrea să tund un pic iarba și să o aranjez. Hai că treaba devine mai serioasă decât credeam la început. Mașina, o să o încărcăm acum în mașină și plecăm cu ea până la Mezocovașaza să vedem dacă mai putem să facem ceva la ea. Pur și simplu nu pornește, i-am luat bujia jos, eu curățat carburatorul și tot nu pornește, așa că o băgăm aici în mașină și o să plecăm spre Mezocovașaza. Nu am reușit, din păcate, să rezolvăm problema cu mașina de tuns iarbă, care este încă defectă, pentru că dacă am repara-o, i-am pierde, cred că, garanția. Nu știu acum foarte sincer dacă așa este. Cert este că am adus-o înapoi, încă nu pornește. Se pare că s-a depus de la ulei sau de la benzină, s-a depus ceva acolo și chiar dacă i-am dat jos bujia, chiar dacă prietenii noștri au încercat să o repare, tot n-a reușit. Asta este, dar între timp măcar am terminat câteva lucruri aici acasă și asta este foarte, foarte bine. Astea sunt florile recuperate după ce au fost uscate. Asta este partea bună a lucrurilor. Uite, și florile de la Marian Adventure și-au revenit. Asta este încă o veste foarte, foarte bună. Și bineînțeles că aici gazonul nostru începe să se refacă după uscăciunea pe care am avut-o. Ploile din ultima vreme pur și simplu l-au ajutat. Uite și pe Freddy, el în continuare după grauri. Dar repet încă o dată, asta este partea bună a lucrurilor, că toate se refac. Aici în spate încă mai avem de lucru. Aseară era foarte târziu, era noapte când am ajuns și nu am reușit să mai reparăm gardul. Probabil că în zilele care urmează trebuie să ne facem timp, dar asta e viața. Iar aici am încercat să mai recuperăm un pic de la mere ce mai putem, dar n-am prea reușit. Astăzi ne punem să culegem perele. Mai avem pere și chiar dacă am mai avut și vizitatori zilele astea, cărora le-am oferit din tot sufletul pere. Uite că încă mai sunt. Ai, ce mare pare asta, fii atent aici. Uite, hai să o iau jos. Doamne, stai că are o gânganie pe ea. Ups. Uite ce faină e, ce mare e. Na, asta este exact ca în povești, pare asta. Și uite, acolo mai sunt câteva pere sus. Aici sunt perele abate, care au început să cadă, unele chiar să se usuce în pom, dar ele scoapte, așa că o să le culegem și încet, încet începem curățenia și aici, în livadă. Gutuilor văd că le merge foarte bine anul ăsta, după ce vreo 2 ani de zile n-am mai prea avut gutui aici. Uite că de data asta avem. Abia aștept să se coacă și să facă vio din ei gem. Și apropo, să știți că din gutui ăștia se poate face brânză de gutui, așa se numește aici în Ungaria. Este un fel de gem din ăsta foarte tare, care se face cu bulețe și dimineața la cafea poți să mănânci așa o bucățică din aia. Doamne, dar câți gutui avem aici, uite acolo sus. Și mai avem și în partea asta. Repet încă o dată, foarte bine le-a mers anul ăsta gutuilor aici în Ungaria. Merg pe aici printre pomi, prin livadă și îmi dau seama că mai avem o grămadă de lucruri de făcut. Eu nu știu când o să am timp să termin absolut tot și aici, din păcate, ne mai trebuie forță de muncă. Singur nu cred că o să reușesc să fac absolut tot. Vio, săraca, e acolo cu băieții, lucrează de nu-și mai văd capul. Noi lucrăm aici la livadă, dar nimeni nu ne-a pus să facem asta, așa că nu ne plângem, ci doar constatăm ce mai avem de făcut pe aici. Mare suprafața asta pe care o avem. O suprafață deosebită. Aici între cireș o să am eu cel mai mult de lucru, pentru că munca aici nu se încheie niciodată. Chiar dacă sezonul cireșelor e foarte scurt, noi aici avem o grămadă de lucru și în curând va trebui să ne apucăm de sistemul de irigație. Da. Pentru asta, prima dată trebuie să săpăm pentru apă. Fântâna de apă, o să săpăm aici undeva în zona asta.
Cam aici au spus băieții, au fost băieții mai devreme, au zis că aici trebuie să săpăm pentru apă, de aici o să ducem înainte pentru curte să udăm gazonul și tot de aici putem să stropim grădina, iar de aici, printr-un sistem de furtun, practic o țeavă băgată prin pământ, ducem apa în spate la livadă la cireș. Da, mai avem un pic de lucru aici, vom termina noi și aici, pentru că vorba aia, până la final, vom învinge. Veștile bune vin și aici de la grădină. N-am mai crezut că putem recupera ceva și totuși avem ceva de recuperat foarte fain și de asta ne bucurăm foarte, foarte tare. Asta este efectul naturii, cum se reglează. Avem aici roșiile care încep să-și revină. Uite aici cherry. Uite ce fain e. O să și culeg câteva să mâncăm. Și aici astea așa micuțe faine. Acum sper că își revin. Uite aici toate. Aici o parte din ele clar că s-au dus. Da, să vedem că mai avem ardei. Dacă totuși își mai revin. Și poate dovleacul. Da. Mai așteptăm câteva zile. Nimic nu-i mai bun decât roșia luată din grădină. Foarte faină. Ce gust are. Nu vă puteți imagina. Hai că mergem până la Peter, la cumpărături, puțin înainte și după aia mergem la cumpărături în Arad. Hai să tragem aici, uite, și alți arădeni la cumpărături. La fel cum venim și noi, hai să luăm niște lucruri de la el și după aia mergem acasă la masă. Ia să vedem ce luăm noi de aici, de la Peter, de la magazin. În primul rând o să-mi iau o Coca-Cola. N-am mai băut de mult o Coca-Cola și uite, mi-au o Coca-Cola Sherry, că aici găsești în Ungaria. Și hai să vedem la băieți, cred că o să le iau o marca din asta și o marca de portocale. Uite, din asta. Atât, hai să vedem ce mai cumpără Vio. Uite aici cam ce mai este prin magazin. Astăzi zona de sucuri și aici șampoane și detergenți. Uite, Vio vrea să ia niște cușcuș. Așa. Nu știu cum. Tăieței. Uite ce fain și ăștia. Ăștia chiar sunt foarte fain. Și ce mai vrei să iei? Și asta. Asta ce e? Tot așa un fel de aluat, așa e? Ce? Ăla... Aia care se fac așa ca niște găluște. Exact. După ce se pun în apă. Na, foarte interesant și uite cam ce tăieței mai sunt. Apropo, după ce am început noi să filmăm așa foarte fain, aici Peter a început să aducă și muștar pentru mici. Că mulți români mănâncă mici cu muștar. Dar apropo, unde e muștarul ăla? Uite aici, uite acolo. Uite acolo. Asta este. Acum este și muștar. Interesant. €60 ori costa toate astea, le-am cumpărat, asta este, am luat și niște sucuri, trebuie să ducem niște sucuri la Arad săptămâna viitoare. Am luat o pâine foarte bună, am luat un maioș și încă câteva chestii. Plecăm acum spre Arad la cumpărături, deja văd că vine ploaia, cred că se lasă și frigul, dar asta este, a mai plouat de curând, așa că, da, asta este. O să se încălzească din nou vremea, pentru că așa se întâmplă aici, cel puțin astăzi aici este anunțată o temperatură puțin mai scăzută, avem undeva la 21 de grade Celsius, dar ideea este că se anunță ploaie. Hai să mergem să vedem cum e la Arad. Am plecat spre Arad, acum sunt cu David aici lângă mine, mergem la cumpărături și mergem să ne uităm de un șemineu. Pentru că tot am vorbit cu Vio că ar trebui să cumpărăm un șemineu. Da, până nu vine ploaia peste noi, sper să reușim să cumpărăm șemineul ăsta. Hai să vedem cum arată. Aici la Bătania a plouat, uite ce multă apă și deja bate vântul. Cred că o să mai vină ceva ploaie, cam așa arată. Uite trandafirii lui Vio cum arată. Asta este. Nicio problemă. Hai că mergem înăuntru să gustăm sarmalele alea care
sincer îmi fac poftă, numai la ele mi-o sta gândul toată ziua și Vio astăzi m-a amenințat că sunt foarte gustoase și că mi-a luat și un ardei iute la ele și ceva smântână. Cam așa arată sarmalele noastre, ce faine sunt. Aici avem o smântână, o smântână de albalact. Așa, iar aici, bineînțeles, că mai avem o pâine de salonta. Uite ce fain arată și asta. Și, cum ziceam, merge bine cu un ardei iute. Na, hai să gutru că deja mor de poftă. Ia să vedem noi cum e. Uite aici, cam așa arată sarmalele noastre. Au gust foarte fain. Na, hai să avem poftă bună. Încă o dată să... Cam asta este, cu pâine de salonta, ardei iute și, bineînțeles, cu o smântână bună. Și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că sunteți alături de noi. Nu uitați că pe Instagram ne găsiți. Cei care doriți, intrați și acolo, apăsați butonul de follow și în felul ăsta primiți fotografii de la noi atunci când postăm și câteva videouri scurte, întotdeauna acolo postăm prima dată. Și mulțumim tuturor pentru faptul că apăsați butonul de like și butonul de abonare. Asta ne ajută foarte mult. Apăsați acest buton de abonare. Repet încă o dată, acest lucru ne ajută să dezvoltăm canalul. Și un special mulțumesc am pentru membrii canalului, cei care au apăsat butonul de alăturare și în acest fel au ales să ne și sprijine, să susțină canalul și din punct de vedere financiar. Vă mulțumim tuturor și le mulțumim celor care au făcut și donații aici pe canal. Încă o dată mulțumiri din tot sufletul și până data viitoare de aici din frumoasa Bătanie, vă dorim toate cele bune!